Bine v-am găsit, astăzi am venit la o familie, cred că e de data aceasta. Are un comportament mai ciudat și am zis, hai mă să-l văd ce face el. Că nu l-am mai vizitat de foarte mult timp. O să aruncăm o privire la dânsul. Deci ce s-a întâmplat aici? Au fost patru nuclee. Aceste patru nuclee a rămas doar unul, o singură marcă. Problema e că el a adunat toată albina de la cele, de la toate nucleele. El a adunat albina. N-am mai fost de mult la el. Nu i-am lăsat suficient spațiu, deci el n-are spațiul necesar pentru dezvoltare, dar în același timp ar putea să aibă o problemă cu mâncarea. Deci, ce am făcut eu aici? Am pus două bețe ca albina să se unească. Nu s-au împerecheat, mă, ci pur și simplu. Sunt unele care s-au împerecheat bine, dar sunt și altele care nu s-au împerecheat foarte bine. Și aceste colonii s-au unificat. Albina a trecut în partea asta, tot timpul albina trage la matcă. Și aici avem ramele care au fost date înainte, mai au miere pe ele, miere suficientă pentru o astfel de colonie, să zic. Deci este miere, nu mai e nevoie la el să vin cu miere, doar să-i scot diafragma aceea și să-i dau rame la oat. Da, să văd cum arată. Dacă totul e în regulă. Prima dată îmi depărtez această diafragmă de plastic. Bun. Așa, și acum s-a făcut loc destul, dar o să-l limitez în funcție de cum arată el. Să vedem. Și când am văzut un comportament mai ciudat, era orică n-are spațiu suficient, orică n-are mâncare suficientă și atunci necesită intervenție. După rama asta, clar, mâncarea este o problemă. Matca a depus ouă în funcție de albina care o are, fiindcă avea foarte multă albină, a tot adunat. Și acum o să primească spațiu și acea mieră. Dacă arată bine, bine. Deci aici are ramă cu miere. Da. Una. Două. Și va primi și pe a treia. În extindere. Deci va primi trei rame pe partea asta. Acum o să fie altă treabă cu ea, că are acces direct la miere. Până acum a fost limitat. Trecea doar câteva albine. Asta o să intre frumos la iernat, așa cum vedeți.
Deci nu e problemă cu spațiul de oat. Depune foarte, foarte bine. Aceste mici colonii, ele nu pleacă prea departe după miere. Se învârt aici, în cerc. Și nu au de unde să aduc. Atunci a vii cu miere de la colonii capabile. O matcă tânără nu prea se uită câtă miere are. Ea depune ouă în continuu. Când se trezește acel puiet, când eclozează, în loc să mănânce, să se întărească, să trească, rămâne fără mâncare. Și va muri de foame. Asta e problema cea mai mare cu coloniile lăsate la limite, chiar dacă fac și eu această greșeală, fiindcă n-ajung la timp la toți, și atunci când vin la ei, atunci primește mâncare. Da, deci foarte mult puiet pentru această matcă, este o matcă de calitate. Dar a depus puiet cât să mânce colonie mare, cum ar veni. Deci o astfel de colonie are 5 rame de puiet și nu are nici măcar o ramă de rezervă cum e. Dar acum se rezolvă. Se rezolvă acum. O să primească tot ce are nevoie. Dar n-avea mâncare. Bun. Deci, aici o să depună puiet imediat ce o să dea de miere. Acolo i-am pus 3 rame. Un diafragmă aici. Asta e ramă cu ceva miere pe ea, nu are foarte mult. Are o anumită cantitate de miere. Adică puțin nu e. Asta nu pot să o consider că e miere. Și vin cu o ramă mai bună de data asta, cu miere la ea. O să limitez cu diafragmă. Aici. Limitez cu diafragmă. Și aici trebuie o ramă zdravănă cum era. O să mă uit un pic ce acces la urghinișii are. Băzut și o să-i mai blochez din intrări. Perfect. Și o ramă cu mâncat. Ia să eu o aduc. Bun, i-am adus și lui o ramă cu miere. Deci, acum se va putea bucura de extindere. Eu totuși cred, sper că această familie va fi în regulă. Punem și lui tratament, are o cantitate impresionantă cu puiet. Foarte mult puiet pentru această dată, aceea dacă va ieși în luna august,
în luna august o să fie foarte multă albină. Asta în caz că are acces la mâncare, dar dacă nu are acces degeaba, ai puiet mult, încă va muri. Bun, îi punem și lui tratamentul. Și asta este. Cam asta e și cu această colonie. Mâncare are, tratament are. Acum doar să dea înainte. Cam atât. Până data viitoare, numai bine!